Dar eu cred că locul dumneavoastră... Nu se încep. Nu, eu cred că e divizia acum. Eu cred că locul dumneavoastră este în Champions League. Adică... Nu, în Champions League, adică ce vreau să spun? Fraților, vedeți că se coagulează partidele. În Statele Unite ale Americii sunt două marșilate. În Anglia vreo trei. Și în România am spus cu toții ăștia mai... Când am venit, n-am spus. Am fost martorii unei revoluții. Am trăit o revoluție. Am fost un pic dezamăgit că nu se mai chiar să învățasem la istorie cu Robespierre și cu... Da. Și cu Danton și cu Givandini și cu Iacobini. Dar de la... Mi-aduc aminte, la un moment au fost vreo 700 și ceva de partide. S-a ajunsese la 250 și... Vedeți că ne apropiem de 3, 4, 5 partide. Și cu siguranță în următorii 5 ani. Da. Și atunci este normal ca aceste partide mai mari să coaguleze și să primească lângă ele acele partide mai mici care nu poate să facă o ofertă politică puternică și o concurență puternică către cetățeni. Domnul Zonțu Gheorghe, respectiv Partidul Ecologist Român, filiala județeană Constanța, am avut deși o serie de discuții și foarte deschise și prietenești și au manifestat dorința să se alăture echipei județene a Partidului Social Democrat. Și s-au alăturat. Am avut absorție? Nu e o fuziune. Nu există o operațiune de gen societăți comerciale. Nu. Deși, pur și simplu, se înscriu în Partidul Social Democrat. În jur de 700 de județuri. Da, dar tu ce nu? Dar Politica și tot de sângă sunt în Europa. Poți? Politica ecologică, tot de sângă. Da, da. 700 de județuri. Dar nu e mult deloc. Am avut o ședință de birou permanent județean săptămâna aceasta. Și domnul președinte a venit în fața Biroului Permanent Județean, care în unanimitate de voturi a decis pozitiv vis-a-vis de această problemă și iar domnului Dunsu s-a oferit o funcție de vicepreședinte în Biroul Permanent Județean, în Partidul Social Democrat, Permanent Județean în Constanța. Deci domnul Dunsu este oficial prezent în Partidul Social Democrat, are loc o persoană de înregistrare a celor care doresc să vină, nu vine nimeni cu forța. Dar membrii de partid din PER, marea lor majoritatea doresc să vină. Și domnul Dunsu este membru în biroul permanent județean al PSD Constanța și a primit o funcție de vicepreședinte. Ziceți-ne și nou, ținând cont de izolarea care a fost ținută în Constanța în o perioadă de...